Vreau să vă spun că am avut parte de suferință, Sami, ca și tine, ca și alții. Și la un moment dat am fost în comă 93 de zile. 93 de zile. Și când eram pe terapie intensivă, șanse nu. În noaptea aceea s-a auzit un glas care a început să vorbească. Nu l-am auzit eu, nu l-a auzit nici Sandu care era lângă mine, nici soția, nici Vasile, fratele meu care e păstor. Glasul acesta s-a auzit în primul bloc de lângă spitalul în care eram. La două noaptea, o ființă îmbrăcată în alb s-a prezentat în familia unei doctorițe, Milia. O cheamă Milia Viorica și i-a spus, descolte îmbraci, te duci la terapia intensivă și cauți pacientul negrușer. Nu m-a văzut în viața ei. S-a culcat. La ora 3 a apărut același glas. Și a spus, te scoli și te duci, n-a dat nicio importanță. La ora 4 a apărut din nou aceeași ființă, a rostit aceleași cuvinte, dar a mai adăugat ceva, preiei cazul și eu îți voi plăti. Când a auzit de bani, a reacționat altfel. Și a trezit soțul care era lângă ea și a zis, vezi ființa aceasta îmbrăcată în alb, care a intrat la noi în casă? Și el a spus, nu văd, dar întreabă-l cine-i. Și când ea a întrebat, cine sunteți, a auzit glasul iară care a vorbit și a zis, numele meu este Iisus. E mărturia unei doctorițe și a soțului ei. Și când a auzit că numele este Iisus, l-a auzit și ea și el, s-au înfiorat, s-au ridicat și la ora 4:30 au fost pe terapie lângă patul meu. Și când a ajuns acolo, a întrebat, care-i pacientul negrușer? Și soția a spus, ăsta-i soțul meu. Și a zis, Doamnă, nu v-am văzut în viața mea, nu știu cine sunteți. Ceea ce știu este că aveți un Dumnezeu mare. I-am auzit glasul în noaptea aceasta. Mi-a vorbit și m-a trimis aici. Când a auzit soția fericită, a scos ultimul plic pe care îl mai avea de oferit. Era ultimul. Și a zis, Doamnă, n-am nevoie. Cine m-a trimis aici? A zis că îmi va plăti. Și stătea de vorbă cu frații mei care erau păstori și a zis, n-aveți cum să-l ajutați, plecați, mergeți și rugați-vă unde știți, cu cine știți și cum știți, că aici Dumnezeu trebuie să intervină și Dumnezeu face minune. Și a făcut Dumnezeu minune, că nimeni n-a dat nicio șansă, Dumnezeul care cheamă, Dumnezeul care strigă, Dumnezeul care vorbește, face minuni. Amin. Cum e glasul Domnului măreț, este puternic. Și îmi doresc să-l auzi în seara aceasta, indiferent că te-ai botezat în urmă cu ani și ani. Sau poate chiar recent, să-ți vorbească Dumnezeu. Și știți ce? Nimeni nu este așa sărac ca să nu poată promite, toți promit. Cel ce își ține făgăduința e Domnul. După ce au trecut zile, luni, săptămâni de suferință, cazul meu a fost trimis în Noua Zeelandă la Conferința Mondială a Medicilor, unde erau cele mai speciale, cele mai deosebite cazuri de pe întreg pământul acesta și s-a constatat că e cel mai special caz. Și doctorița care a auzit glasul
și care a venit în întâmpinare, a primit premiul de 50.000 de dolari și cu banii aceia și-a deschis cabinet. Și când merg de-ai noștri frați, se cunosc, îi întreabă, nu cumva sunteți de-a domnului Negrușer? Și spun, ba da, nu trebuie să-mi plătiți, mi-a plătit șeful domnului Negrușer, că domnul vorbește. Aleluia! După o altă perioadă, eram tot într-o stare de 7 zile, că așa a fost, în urma unor greșeli medicale, și erau 7 zile de stare de suferință, și la un moment dat aveam perfuzii în ambele mâini, nu puteam nici să mă ridic de pe pat, și la ora 1 ziua m-am rugat și am zis, Doamne, nu înțeleg care-i secretul de eu sunt aici, în agenda evangelizării și alte slujbe, ce caut eu aici, iarăși în salonul 20. Și mi-am adus aminte de Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Și m-am rugat și am zis, Doamne, știi ce te rog? Vorbeam cu Dumnezeu sabică și noi slujitorii vorbim cu Dumnezeu tot mai des. Și am zis, Doamne, știi ce te rog? Trimite pe cineva prin care să îmi vorbești. Dar cel pe care îl trimiți, să nu-l cunosc, să nu mă cunosc. Am zis să nu mă consider prea pretențios, că știți cum sunt vremurile noastre. Mi-am adunat mâinile și am zis, mulțumesc că m-ai ascultat. Eram în salonul 20, la 9, fără 10 minute seara. Aveam un coleg foarte rău, într-o situație foarte grea, l-au adus tot la urgență. A intrat un tânăr în salonul 20, erau 7 paturi. Eu eram pe partea asta, ușa se deschidea, era foarte greu de văzut patul de după ușă. Când a deschis ușa, s-a uitat și a zis, pe tine te caut. Astăzi, la ora 1 te-ai rugat, vorbea de, auzeau toți din salon, la ora 1 te-ai rugat și ai cerut ca Domnul să-ți trimită pe cineva prin care să-ți vorbească. Și spunea, eu sunt trimisul Domnului. Și spunea, ai întrebat pe Domnul, care-i secretul de ești aici? Și zice, știi care-i secretul? Și m-a lăsat pe mine, 4 paturi erau aici, 3 în partea aceasta, a trecut de la patul acesta unde eram, peste patul de la mijloc și a ajuns la patul de la geam și a zis, pentru el ești aici, adică cel care era grav, a dus la urgență și spunea pentru el și a început să-i vorbească și să-i spună, te cheamă așa, Nemeș Vasile, ai 42 de ani. Și zice, am venit să-ți aduc un răspuns din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și nu renunță la tine. Și omul acesta la 9 seara în salon a strigat cât a putut, Dumnezeule, și aici m-ai găsit. Dar nici aici nu mă lași în pace? Și cine era? Să continui. Și spunea, dacă nu te împaci cu Dumnezeu, un rinichi este blocat, intrat în putrefacție. Al doilea este aproape ca și celălalt. Dar dacă azi te împaci cu Dumnezeu, vei fi transferat la un alt spital, un rinichi va fi extirpat cu celălalt, vei ajunge sănătos și vei trăi mult și bine. De ce? A continuat, pentru că rugăciunile părinților tăi stau înaintea tronului de îndurare a lui Dumnezeu și cer mântuirea sufletului tău. Omul acesta plângea. A ieșit persoana venită să plece, nu mai aveam perfuziile, m-am dus până la ușă și am început să merg după el pe colidor. El mergea repede, eu îți vă rog mai încet un pic. Și am zis, nu vă supărați, cum vă cheamă? Și el a zis, numele meu este trimis al Domnului. Și când am auzit asta, în mintea mea, iertați, m-a venit un gând așa și am zis, ăsta e dezident.
Că pe ăștia, dacă îi întrebi cum îi cheamă copilul Domnului Iisus, din asta nu-i scoți. Am mai făcut câțiva pași, el aștepta după mine și am zis, da, de unde sunteți? Și știți ce mi-a răspuns? Din împărăția lui Dumnezeu. Și am zis, mă, ăsta e tata dezidenților. Că pe ăștia lați de unde îi întrebi, spun din Valea Plângerii, ăsta e din împărăția lui Dumnezeu. Și am mai făcut câțiva pași. Și am zis, v-am întrebat, pentru că vreau să suport și eu parte din cheltuială, că ați venit până aici. Și știți ce mi-a spus? Drumul pe care l-am parcurs până aici nu poate fi plătit în bani. Și în momentul acela s-a făcut nevăzut, a dispărut la clipeală de ochi. Cum m-am rugat, Dumnezeu a trimis un înger prin care să-mi vorbească. Și când m-am întors înapoi în salon, eram cutremurat. Colegul de salon era cutremurat și a pus întrebarea, cum ăsta și eu am fost botezat în apă? Am fost botezat cu Duhul Sfânt. Sunt din familie de penticostali. Dar m-am căsătorit în lume și am uitat de Dumnezeu și m-am înstrăinat. Și au zis cum rugăciunile părinților mai au valoare, că părinții mei sunt morți amândoi și când nu mai ești, mai au valoare rugăciunile.